Păi și nu e bine Așa asta, totuși că avem și noi nu niște e bine. meciuri. Ce bine, ce bine. Păi italienii joacă acasă, englezii joacă acasă, olandezii joacă acasă. Bine, noi joacă și noi jucăm la acasă, dar nu jucăm. La noi joacă alții, la noi acasă. Dar poate cine știe, poate vine ăla Rossi, ăla antrenor și ne salvează. Păi nu, n-ar fi o idee bună, ați văzut ce treabă a făcut în Ungaria elevul lui Mircea Lucescu. Eu mă așteptam ca domnul Lucescu să propună și el pe Hagi, pe Petrescu, pe băiatul dumnealui, pe Rossi. Dar asta e. Ce se face acum? Adică nu, nu, vi se pare, nu vi se pare că e nedrept ca după experiența cu Daum să excludem angajarea unui străin? Bună nu este nedrept. Eu nu spun că este nedrept. Eu nu sunt împotriva unui antrenor străin. Să ne înțelegem. Dar părerea mea, avem pe Dan Petrescu, un antrenor bun liber. Avem pe Olăroi, un antrenor bun liber. Da? Da. Deci dacă avem antrenori de-ai noștri buni care cred eu că sunt îndreptățiți să ajungă și ei la echipa națională. Și atunci de ce trebuie să apelăm? Ce așa are mai multe rezultate, Rossi, mai rezultate mai bune decât Dan Petrescu? Nu are, nu. Poate are un salariu deci, mult mai mic decât Dan Petrescu. Poftim? Poate are un salariu mult mai mic decât Dan Petrescu. Dom'le, nu știu de ce s-a ajuns la salariu și nu s-a înțeles cu Dan Petrescu. Da. Nu știm deci asta. Nu sunt, eu nu da. Sunt, eu am și spus, dacă vă aduceți aminte, că noi, oamenii, adică oamenii de prin fotbalul românesc, s-au purtat urât cu Christoph Daum. Da. N-avea omul nicio vină, omul își făcea meseria, că e nu știu cum, că are fața nu știu cum. Urât, părerea mea urât. Asta este părerea mea și mă mențin. Da. Am mai spus-o, cred că, la tine în emisiune. Bine, trebuie să fiți de acord totuși că dacă Mircea Lucescu oferă o idee pentru echipa națională, trebuie ascultat, mai ales dacă ideea oferită e cumva crescută de el, de Mircea Lucescu, adică e un jucător păi, și care... Acum mai există și necrescut de Mircea Lucescu? Păi, nu știu, cred că mai sunt. Păi, lui au trecut prin mână foarte mult jucă, acum nu înseamnă că trebuie să-i propunem pe toți. Da. Da, eu spun că eu nu pot spun că nu are, că nu poate fi sau că nu știe el ce spune. Dar mă așteptam din partea dumnealui, un patriot așa, nu? Naționalist în sensul bun, nu naționalist da. Extremist. Așa? Să propui antrenori de-ai noștri, pentru că au și dreptul antrenorii ai noștri să fie și Olăroi e dreptățit din toate punctele de vedere. Și Dan Petrescu, și Hagi, dacă nu antrena acum, a preluat echipa, și Răzvan, dacă nu pleca. Deci aveam o listă așa de antrenori, nu? Da. Care puteau fi propuși. Hai să spunem că din modestie nu îl propunea pe Răzvan. Dar pe el alții putea așa, adică asta cred eu așa, asta e părerea mea, adică așa mă așteptam de la Mircea Lucescu.